Avea loc în momentul imediat următor un complex de acte ritualice ce îmbineau elementele cultului ortodox cu cele magice, de sorginte păgâne. Moartea, la fel ca nașterea și nunta, produce un dezechilibru în familie care va fi atenuat prin intervenția simbolică a întregii comunități. Astfel, pe întreaga durată a priveghiului se organizau jocuri precum datul cu genunchiul în grindă, calul, moara, ațele, purecul, țapul. Majoritatea dintre aceste jocuri de priveghi aveau o pronunțată tentă erotică, urmărind în plan mitic o nouă naștere pentru restabilirea echilibrului în colectivitate și totodată ideea reînvierii sufletului în lumea de dincolo. Astăzi, aceste jocuri tradiționale de priveghi ale pădurenilor au fost înlocuite cu altele noi, precum jocul de cărți și table, a căror unică utilitate este menținerea stării de veghe a celor prezenți. Cu toate acestea, ținutul pădurenilor se numără printre puținele zone din țară în care ceremonialul de înmormântare este cel mai bine reprezentat. Obiceiul bocitului, practicat numai de femei, reprezintă mai mult decât o exteriorizare a durerii. Femeia, ca simbol al fertilității, a sursei vieții, a fost asociată dintotdeauna cu riturile de reînviere simbolică. Prin bocet, defunctul este chemat pe nume, este întrebat diverse lucruri, este invocat să revină printre cei dragi, prezentând asemănări cu riturile de înviere ale mai multor popoare balcanice. Ceea ce individualizează ținutul pădurenilor sub aspectul liricii funebre este cântecul bradului, conservat în poiana răchițelii și practicat ori de câte ori defunctul este tânăr. Atunci, neamurile mortului desemnează tinerii care urmează să aducă bradul din pădure, după care vestesc femeile care vor îndeplini ceremonialul. În dimineața zilei înmormântării, tinerii aleg bradul din pădure, pe care îl sacrifică după ce își fac semnul crucii, urmând să-l poarte pe umeri până în sat. La marginea pădurii cortegiului simbolic îi se alătură grupul de femei, care, interpretând cântecul bradului, îl conduce până la casa mortului. Acolo, bradul, sprijinit cu vârful de streșina casei, este împodobit de tinerile fete în timp ce femeile continuă dramaticul cântec. Când se cântă abradului? Când vine cu el din pădure. Da, pe la 11 6, după el, în marginea satului. Bărbatul meu ieșa în aron, merea după braz la frății, el i-adușea. Și venea și cu căruța și i-adușea și la mormânt, tot el, câțiva ani. Și ia ca cu și el aici, 4 ani. Cum se alege? Ce vă poveste? Cum alegeau bradul? Mereau până răsări soarele și mereau de parce și alegeau din pădure și era mai frumos. Nu tăiau fișe. Mai tânăr, vreau mai tânăr, da, să fie cu coroana completă, să fie la vârful lui. Argintiu. Da. La cine se aduce brad? La care mai tineri. Da, avem 50-60. Da, majoritatea aceștia de aici și-a îngropat. Ar fost tot brad de aceea dus, dar acum le-au mai făcut rusicat. Le-au făcut de asta, de mare. La fiecare cruce era și bradul. Numai acum la uite după la oameni, uite cum se fac. La oamenii mai în jos, numai până 70 de ani.
Cea mai mare jale când ajung muierile cu pradă. Toată lumea iasă din casă. Da. Când ajung îl propcește acolo, atunci, atunci îl împodobim în, cu, în curce când la ducem. Da. Și acum spune ce puneți pe brad? Cișcineu, Batistă, punem florile, crucea, ciucurină, care e mai în vârstă, mai care nu mai gestie. Cum ați făcut, uite să. Vede, toate culorile. Și baticuțul ăsta care e pus acolo, cum se alege? Cum trebuie să fie baticuț? Dacă e mai în după etace. Dacă mai în vârstă, mai negru, mai tânăr, mai roșu. Culoarea. Culoarea. Să fie nou. Să fie nou. Deci nu se pune nimic folosit la mort. Deci dacă ai luat pe tine, nu mai pui la mort. Urmează cântecele din casă, de lângă copârșeu, din ocol, de drum și de lângă groapă. Se duce cu el, îl scoate din casă, cântați altă cântare. Da, ne întoarcem roata din lângă, pe lângă copârșeau și roata. Iar ne cântăm. Cum să iau iertășiunge la... Iertășiunge. Da. Și când mai cântați? Pe drum cântați? Pe drum, pe drum. Pe drum, pe drum. Alea bradului cântă bradul și alea... Noi cu bradul merim înainte. Înainte. Și care să merim după mor să cântă altele de urmă. Aia în urma mortului. Noi să închezi cu bradul. Da, da, cu bradul. Și neamurile și ce cântă după copârșeu. Da, da. Și neamurile ce cântă? Cântă alte cântări. Da, durerile lui, care fiecare... Da. Durerile, da. Alte vorbe. Acolo cântă fiecare ce-l doare. Da. Dar fiecare mort îi cânti altă cântare, după cum le faci. După cum îi vârsta, unui bătrân n-are pe nimeni și iar îl cântăm, nu, tece. În felul acela. Cântarea că n-are pe nimeni. Îl plecăm și pe care n-are pe nimeni. Jelania e mare atunci când mori un tânăr. Da, da, mare. Haide!